Salutare youtuberi, o filmare scurtă, încă e la nivelul de prototip, adică n-am finalizat-o să arate optic perfect. Ai accelerația, am făcut setările, am făcut tot. Na, nu știu cum o să se vadă, filmarea e fără editare, fără nimic. Pe 2. Opa! Uite, tot 46 merge și cu 3 linii în gol, cu mine merge 40-42. Mie îmi place cum a ieșit finalizată. O să fac și cu camera de pe piept o filmare. Ei, belea, mie mă place. O să vină geantă în mijloc de piele, acolo cablul ăla dispare pe negru. Ce fain merge cu mine, merg numai pe 2 și încă ceva, motorul pe față e bun. E ok, pentru că tu poți să pedalezi, nu mai modifici. Pedalezi frumos pe spate, practic pe nisip și pe ăsta nu patinează nimic. Tu pedalezi și cu spatele și trage și fața. E nebunie. Și aici a ieșit perfect. Aici mai cumpăr o cutie, vin două și ascund toate firele. Na. E nebunie, man, ce fain merge. Bine, clicura nu zdrângă, ne acum am prins-o tare. Uite, nu pedalez. Iar e pa care zdrângă, dar nu tot timpul zdrângă. Na. Stai să vedem dacă mă lasă. Acum azi pe viteza a doua. Place că e garda de jos. Adică vreau să spun că la trotinetă la 40 la oră, cum am merg pe 2 cu 23, 24, 25, așa, înțelegeți? Vreau să zic că pe trotinetă ai garda sus, la 40 te caci pe tine. În schimb, la asta, pe 3, dacă îi dau 40, așa, fain, stai, nu se simte ca pe trotinete. Și setat pe roate 26, adică arată bine. Am comparat cu GPS-ul, cu vitezometrul pe GPS. A, ce fain merge, o bișterie. Manșoanele, este site, intrați pe site, manșoane, tot ce vrei. Dar nu fac decât. Manșoanele astea 5 de lei, amândouă, cu tot cu accelerație. Du-te, bă, ce fain. Bijuterie. Nu pedalezi deloc. O să prind dar după aia nu vă mai spun ce am pățit cu motorul, că nu erau șpițele bine strânse. Le-am strâns eu, am centrat-o. Acum merg din inerție, nu accelerez deloc. Deci e destul de grea. Nu știu cât are motorul, 6 kg. Cu controller, cu acumulator am ajuns la plus 10 kg pe ea, să zic așa. E faină. Na, nu mai lungesc filmarea. Ce fain merge, du-te, bă, mers până în centru, peste tot. Am făcut 15 km, uite cum. Dacă mai și pedalez, nu era full încărcate, la 4 linii, cu o linie, 15 km din 4, pe bune, nu exagerez, nu era full încărcate, era la 40 V, nu la 42. Și tu practic mergi numai 12 V folosești, până la 30 V, atât. Na, vă pup, youtuber, faceți-vă conversi electrici. Deci o bișterie, nu o dau nici să câștig 2000 de lei, jur. Ciao.